ce meci, ce emoții. De la așa e la Craiova. Așa e, poate că am terminat cu bine. Și sperăm că anul viitor să facem un nou de lucruri. S-a îndeplit obiectivul. Obiectivul îndeplinit. Băieții pleacă în vacanță și se pregătesc lucruri frumoase pentru noi la Craiova. Mitrița s-a făcut în îndreptatul unei convocare, care e părerea ta? Ești jucător internațională. Este un jucător foarte important, care din punctul meu de vedere poate să fie mai important. De ce crezi că n-a fost convocat? Eu o să cred că pot să vă răspund de... Pot să vă răspund de toate cei care sunt acolo. Din vedere că, din ce știu la echipa națională, trebuie să fie jucătorii care sunt mai important, dar nu avea rezoluția să fie. A demonstrat un anul trecut. El a fost unul dintre jucătorii care a apărat în spațiul ăsta. S-a putut așa descurajat în față de ultimele jocuri, a avut aseară, s-a văzut un pic de schimbare la el. Este normal, nu poți să duci un campionat întreg. A dus destul de echipa în spate până acum. Sunt și celălalt care trebuie să-l ajut. Eu cred că meciul de seara trebuia să se joace. Pentru asta vine, nu are nicio logică, nicio relevanță la o echipă care termină pe puncte pe locul 3 sau se face cu o echipă de pe locul 9, 10, nu are nicio logică. Sper că am putut să se schimbă, să nu mai ajungem în situația asta. Și nu vorbesc doar de care, dar de echipele care cheltuie bani, bagă bani, care vă ajung în situația asta. Povinci povesti în orice, mă bucur pentru la Orenț și mă bucur pentru echipa noastră că pe urmă e un an care l-am dat. Mersi și mă tihăiță de